champagne, looks caviar, champagne. Champagne, looks caviar, champagne. Ceco na zero. Dragilor, continuăm petrecerea alături de... La mulți ani 2019, eu sunt Robert Toma și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Și pentru că ai revenit pe canalul meu, o să-ți dau un premiu, dar nu acum, la sfârșitul anului. Bun asta, să dau un premiu la sfârșitul anului. Primul episod de anul acesta o să fie un Q&A. Cum te-ai apucat de muzică? Mie mi-a plăcut muzica dintotdeauna și când eram la școală dansam, cântam orice să chiulez de la nu. Mi-a plăcut muzica dintotdeauna, orice ocazie aveam să pot să cânt, să dansez, eram acolo. Davide, câți ani ai? 29 de ani, mai am foarte puțin și fac 30. Yes, de-abia aștept, bă, de-abia aștept să fac 30 de ani. Ba da, pe bune, ci că și vinul are alt gust la 30 de ani. Când scoți următoarea piesă? La sfârșitul lunii sper să lansăm următoarea piesă. Dacă nu, în luna februarie. Doamne, să lansăm în intervalul ăsta, doamne. Undeva în intervalul ăsta sperăm să lansăm piesa. Cum a fost în vacanță în Viena? A fost super, super tare. În Viena mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am mâncat cârnați, cred că 3 zile la rând, dar erau super gustoși. N-aveai cum să te abții. 4 zile la rând. Erau extraordinari. Combinația dintre cârnat și hrean este bombă. Cum te-ai întâlnit cu Marius Moga? În 2013, cred că ne-am întâlnit prima oară în tabăra de muzică de la Păltiniș. Cred că a fost prima tabără de genul ăsta. Care e melodia ta preferată? Care e melodia mea preferată? Asta e o întrebare grea. Cred că Billie Jean. Billie Jean. Thriller. Nu știu. Billie Jean. Care e artistul tău preferat? Michael Jackson. Cum te-ai întâlnit cu Roxy? Ne-am întâlnit pentru repetițiile unui concert. Era un concert cu atât de multă presiune pe mine pentru că voiam să fac o grămadă de lucruri. Nu era un simplu concert în care voiam doar să cânt. A fost un concert complex și aveam nevoie de un coregraf și de dansatoare. Și s-a întâmplat să mă ajute chiar Roxy. Cât se câștigă din muzică? Din muzică se câștigă destul de bine, depinde cât lucrezi. Și depinde cu ce compari. E un trai decent, poți să o duci chiar foarte bine, depinde cât ești dispus să muncești, bineînțeles și cât de talentat ești, dar eu cred că asta cu talent e undeva la 20%, 80% e muncă. Ce înălțime ai? 1,80. 1,80. Ce ai făcut de Revelion? Am cântat, am avut un concert la Rădăuți și a fost super, super tare. Am cântat cu un Alcotic Sound acolo, a fost nebunie. Mi-a plăcut foarte mult, deși a fost un pic frig. În cât timp scrii o piesă? Depinde. Uneori poți să scrii o piesă în 10 minute să fie hit, alteori poți să te chinui ore și să fie hit. Adică nu e vorba de cât timp scrii la o piesă, nu asta face o piesă hit, contează foarte mult vibe-ul și inspirația de moment. Deci diferă. Unele piese le-am scris în 10 minute și altele le-am scris în luni, ani și nici nu s-au mai lansat. Sau poate s-au lansat, nici nu mai știu. Ce zodie ești? Pești. Pești. Seriale preferate. Hei, seriale preferate. Game of Thrones. Vikingii. Friends. Friends, yeah. Cred că l-am văzut de două ori. Prison Break când era mai mic și m-am uitat și la Lost când era mai mic, doar că e foarte lung și nu m-a spart chiar atât de tare. Era interesant, dar e foarte lung. Este greu să faci vlog? Bă, chiar e greu să faci vlog. Este greu pentru că ți
îți mănâncă foarte mult timp și dacă nu o faci cu plăcere, devine foarte enervant. Și așa că de fiecare dată când fac sau când urc câte un episod de vlog, o să fac cu plăcere și pentru că am chef să fac asta și îmi place. O să încerc să evit atunci când nu am stare să fac un vlog, să vin aici morcovit și să vorbesc. Pentru că eu cred că transmitem energiile, așa că încerc să vă transmit o energie bună. Ai făcut lecții de canto? Am făcut lecții de canto. Nu aveam așa mulți bani. Și ultima întrebare, hai să vedem. Mai pui piese pe vlog? Da, o să tot pun piese pe vlog de prin laptop. Doar că, na, cu revelionul, cu tot felul de chestii, cu sărmăluțe, cu salate de băf, cu dormit până târziu, trebuie să-mi dau un refresh. N-am mai avut timp așa mult să-mi selectez ideile, dar o să tot pun idei pe vlog, chiar și idei, nu numai piese. O să pun tot felul de demo-uri, exact cum am zis. Și nu uitați, dacă vă place ceea ce fac și vreți să mă susțineți în continuare și vreți să ajungem împreună la 1 milion de subscriberi în, nu știu, câteva zile, nu cred că o să reușim, dar poate în câțiva ani, dați acolo un subscribe cu clopoțel să fiți primii care află noutăți de la Robert Toma și un share, că m-ar ajuta foarte mult.